Cancerul de col uterin poate fi prevenit. Ea este Otilia și a evitat cancerul de col uterin datorită examenelor medicale efectuate la timp. Intervenția și tratamentul medicilor i-au oferit Otiliei șansa să evite maladia și chiar să rămână însărcinată fără a avea complicații sau alte probleme de sănătate. Am decis să mă adresez la medicul de familie pentru un control de rutină, pentru a mă asigura că totul este bine după prima naștere. La recomandarea medicilor am efectuat testul Papa Nicolau, care este absolut gratuit și nu este deloc dureros. Cancerul de col uterin poate fi prevenit. Cu toate astea, în Republica Moldova 3 persoane decedează săptămânal din cauza acestei maladii. Pentru prevenirea cancerului, specialiștii recomandă efectuarea screening-ului de col uterin o dată la 3 ani. Primul pas care trebuie să-l facă orice femeie în prevenirea cancerului colului uterin este să se adreseze medicului de familie. Aici vor fi prelevate analizele respective care vă vor răspunde la întrebarea dacă sunteți sau nu supuse riscului apariției cancerului, iar rezultatele vor fi primite foarte rapid. Pentru că este o formă de cancer ale cărui simptome apar foarte tardiv, dar și pentru că aceasta se dezvoltă lent, toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani, odată la 3 ani trebuie să treacă screening-ul de col uterin. Screening-ul se face la medicul de familie sau asistentul medical și este gratuit indiferent dacă sunteți sau nu asigurate medical. Cancerul de col uterin este unica formă de cancer care poate fi depistată în faza de precancer, adică a nu ajunge la cancer invaziv, ceea ce v-ar pune viața în pericol. Este important să vă adresați la medicul de familie pentru a face un test Papa Nicolau și în caz că ați obținut un test abnormal, vă adresați la cabinetul de colposcopie pentru tratament și examinări ulterioare. Rezultatul testului Papa Nicolau a fost abnormal, de către medicul de familie am fost îndreptat la cabinetul de colposcopie. În rezultat au urmat mai multe investigații și apoi tratament. Testul de control a fost satisfăcător și acum voi fi din nou mamă. În ultimii ani, Ministerul Sănătății a întreprins eforturi considerabile pentru a preveni îmbolnăvirea și a depista la timp cancerul de col uterin. Pentru noi, alinierea programelor naționale ale Ministerului Sănătății cu cele mai bune practici internaționale reprezintă o prioritate. Recent a fost organizată și implementată o amplă campanie la nivel național de prevenire și de depistare a cancerului de col uterin, metoda citologiei în mediul lichid, o metodă sigură și eficientă. Este dreptul fiecărei femei să beneficieze la maxim de noile oportunități de prevenire a cancerului de col uterin. UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova, susține eforturile naționale în prevenirea cancerului de col uterin. Aproape în fiecare zi o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin în Moldova și la fiecare două zile o femeie decedează din cauza acestei maladii. În 80% din cazuri, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin programul eficient de screening. UNFPA lucrează strâns cu Ministerul Sănătății și partenerii săi pentru a se asigura că toate femeile din Moldova au acces la programul de screening cuprinzător care corespunde standardelor europene de calitate. UNFPA este dedicat să ofere oportunități pentru fiecare femeie din Moldova să-și realizeze drepturile reproductive, inclusiv și să prevină cancerul de col uterin. Recomand tuturor femeilor să efectueze testul Papa Nicolau. Oferiți-vă siguranță unei vieți sănătoase. Cancerul de col uterin poate fi prevenit.